Bună ziua tuturor! Astăzi ne aflăm la baza aeriană 86 Borcea, aici unde se află avioanele de luptă F-16. Tot aici se spune că există elita aviației militare românești. Acum aproximativ o lună am stat de vorbă la Mihail Cogălnicianu cu comandantul Gheorghe Stancu, care vine din această bază. Însă astăzi stăm de vorbă cu domnul general de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu, care este comandantul bazei 86 Borcea. Bună ziua, domnule comandant, și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit în mijlocul nostru! În acest moment, România se află într-o perioadă de tranziție de la starea de urgență. Momentan ne aflăm în starea de alertă și aș vrea să ne spuneți ce măsuri s-au luat în baza pe care o conduceți pentru militarii și pentru personalul de servent de aici, pentru protecția lor, mai exact, în acest context al pandemiei de coronavirus. Măsurile pe care le-am luat la nivelul bazei aeriene au fost măsuri de protecție atât individuală cât și colectivă pentru întreg personalul unității, urmărind prin aceasta distanțarea fizică între persoane, purtarea măștilor și a mănușilor, lucru în schimburi, în ture, atât cât s-a putut, pentru că aici este o bază aeriană unde activitatea zilnică este într-un cuantum foarte mare. Avem diferite itinerarii, deci personalul nu se întâlnește unul cu altul. Modul de dezinfectare se face atât individual pentru persoane cât și pentru suprafețe, având materiale în acest sens. Spuneam, s-au marcat itinerarii. La intrarea în unitate, după cum ați văzut, avem acele mochete care sunt îmbibate cu dezinfectant pentru dezinfecția autovehiculelor. Sălile de mese la fel sunt dezinfectate zilnic. Modul de servire a mesei, modul de executare a transportului cu mijloacele de transport, în așa fel încât să nu avem probleme cu răspândirea acestui virus. Baza 86 se află și ea sub comanda NATO. Dumneavoastră lucrați de luni până duminică. Ați avut cumva în această perioadă un program special? Cum spuneam, ca măsură pentru a împiedica răspândirea acestui virus, s-a lucrat în ture cu program decalat, astfel încât să putem să oferim o protecție unei părți a personalului, celui care este la serviciu. După ce s-a terminat starea de urgență, vorbeați ceva mai devreme de acele măsuri de protecție, le mențineți cu aceeași rigurozitate sau s-au mai relaxat măsurile? Putem vorbi aici doar de o relaxare din punctul de vedere al felului cum se respectă aceste măsuri, pentru că ele vor continua. Relaxarea este doar prin faptul că ne-am învățat cu ele și știm ce avem de făcut. Spre deosebire de acum 3 luni, când a început această pandemie. Procesul acesta de dezinfecție din interiorul bazei se realizează prin mijloace proprii sau este un serviciu externalizat? Da, la noi în bază totul se execută cu personalul din bază. Pentru aceasta, având la dispoziție dezinfectanți, cum spuneam, și pentru partea individuală, cât și pentru suprafețe, măști, mănuși, vizete pentru cei care execută servicii, cum am avut cu punctele de prezență și patrulele care s-au executat în orașul Fetești, patrule mixte, împreună cu poliția română, cu reprezentanța poliției române și a jandarmeriei, s-au folosit și aceste vizete. Aveți până în acest moment cumva exerciții militare care s-au anulat atât în țară cât și în străinătate datorită acestei pandemii cu noul coronavirus? În principiu, aceste exerciții care nu s-au executat până la acest moment au fost reprogramate, replanificate și se vor executa în perioada imediat următoare până la sfârșitul anului. În ce tipuri de activități au fost implicați militarii de la bază, de întrajutorare, umanitare? Cum spuneam, am avut diferite tipuri de acțiuni. Plecăm de la acțiunile de cooperare care au fost împreună cu poliția și jandarmeria pentru acele patrule în orașul Fetești și în punctele de prezență. Am avut și acțiuni de întrajutorare. Aici, vizând personalul în vârstă, care este în rezervă sau în retragere, deci personalul ieșit din sistem,
pentru care am putut să facem ceva, să le asigurăm anumite bunuri, să le asigurăm anumite servicii care nu puteau fi asigurate de către familia dumnealor. La fel, am avut acțiuni umanitare și aici aș vrea să accentuez campaniile de donare de sânge care s-au făcut la centrul de transfuzii de la Slobozia și la sediul bazei de la Borcea, la noi aici, venind o echipă mobilă de la centrul de transfuzii. Personalul, sunt foarte mulțumit că personalul a înțeles mesajul care trebuia dat pentru toți și felul cum putem să-i ajutăm pe cei în nevoi la acest moment. Aici la bază dețineți avioanele F-16 și pentru telespectatori să le spun că avionul din spatele nostru este un model F-16. Puteți să ne spuneți care este rolul acestor avioane în România în acest moment, pentru că ele sunt avioane de luptă? Așa este. Ele sunt avioane de luptă, sunt avioane mai noi intrate în înzestrarea forțelor aeriene. Avioane foarte bune pe care noi le exploatăm cu personalul din această bază și aici aș vrea să menționez că toată mentenanța acestor avioane se face doar cu personal din cadrul bazei aeriene. Faptul că s-a putut adopta această tehnologie la nivelul bazei mi se pare un lucru îmbucurător. Aceste avioane concură la apărarea spațiului aerian, atât spațiului național cât și al NATO în această zonă, în sud-estul Europei. Printre misiunile pe care le executăm cu aceste avioane este și misiune de poliție aeriană sub comandă NATO, misiune care se face conjugat cu avioanele MiG-21 pe baza unei planificări, dar la acest moment piloții care deservesc aceste avioane sunt pregătiți să execute și aceste misiuni. Acest tip de misiune. Spuneați mai devreme de aceste avioane MiG-21, le-ați adus în discuție, care realizează poliția militară alături de poliția aeriană alături de avioanele F-16. Numai departe, de săptămâna trecută, România a ridicat de la sol două MiG-21 Lancer pentru interceptarea a două bombardiere Tupolev-22, bombardiere rusești, care de altfel erau escortate de alte două avioane Suhoi-27. În afară de România, a intervenit în această interceptare și Turcia și Bulgaria. Puteți să ne spuneți cum s-a terminat această misiune? Aș putea să spun cu succes. Cu un succes dat de pregătirea personalului român care deservește avioanele MiG-21 care momentan sunt dislocate la baza aeriană de la Mihail Kogălnicianu. Și după cum s-a văzut, succesul a fost dat de către pregătirea militarilor noștri care au făcut față acestor misiuni. Misiunile acestea nu pot să spun că sunt uzuale, dar se execută de către piloții români în conformitate cu reglementările de la acest moment. Revenind acum la avioanele F-16, puteți să-mi spuneți unde se realizează instruirile piloților pentru aceste avioane? Inițial, instruirea piloților pentru avioanele F-16 s-a făcut în Portugalia, iar ulterior această instruire a continuat în România, atât că pentru personalul navigant, pe piloți, cât și pentru personalul tehnic. Și cum spuneam, este un fapt îmbucurător și ne mândrim cu asta, că în această bază instruirea pe F-16 se face de la zero și până când se ajunge la cel mai înalt nivel de acțiune în luptă. Instruirile sunt realizate cu instructori români aici în bază? Doar cu instructori români la acest moment. Se realizează și instruiri pe alte tipuri de aeronave aici, la baza 86? Cum spuneam, noi mai avem o escadrilă de MiG-21 dislocată la Mihail Kogălnicianu momentan. Personalul navigant și tehnic de la această escadrilă continuă instruirea, pentru că în aviație instruirea se face continuu. Nu putem spune că am ajuns la un anumit nivel și din momentul ăla am terminat instruirea. Instruirea este una continuă. Ca și comandant, ca și pilot, puteți să-mi spuneți cum ar trebui să fie structura psihică a unui pilot de F-16?
Dumneavoastră treceți de altfel prin multe teste de-a lungul timpului. Testele medicale și psihologice cărora suntem supuși piloții fac un portret al fiecărui pilot, în așa fel încât să ne dăm seama dacă respectivul pilot poate să zboare un avion sau altul. Deci toate testele prin care trecem un pilot duc către un astfel de profil. Profilul pilotului pentru respectiva aeronavă. Domnule comandant, data trecută, când am fost la baza aeriană 57 de la Mihail Cogălniceanu, am găsit un MiG-21 Lancer cu un anumit simbol. Ulterior, m-am documentat, iar acel simbol se regăsește și la baza dumneavoastră, inclusiv pe vestimentația pe care o purtați. Pentru cei care nu cunosc acest lucru, puteți să ne spuneți care este povestea vestiților ciulini? Da, să plecăm de la zona geografică în care ne aflăm. Da? Este locul unde Panaiti Strati a scris despre ciulinii Bărăganului, în novela cu același nume. Spuneam de zona geografică în care acești ciulini cresc cu preponderență. Este o plantă frumoasă, aș putea spune chiar o floare frumoasă, iar datorită faptului că în această zonă, această plantă crește atât de des, noi am hotărât ca simbolul nostru să fie acest ciuline, luând accepțiunea bună a florii de ciuline. Domnule general, pe de altă parte, ciulinele reprezintă, este un simbol al durității vieții. Apropo de referirea pe care ați făcut-o la opera lui Panaiti Strati, puteți să spuneți că viața unui pilot, făcând o similitudine, este dură? Și da, și nu. Viața este frumoasă atât timp cât ești pregătit din toate punctele de vedere, nu numai ca pilot, ca personal de servent al aviației. Și este dură în momentul în care nu ai ce trebuie și nu ești pregătit. Sunt doar două ipostaze. Aș vrea la final să-mi spuneți cum este omul Cătălin Băhneanu, omul din spatele funcțiilor și din spatele pregătirii profesionale. Cum v-ați descrie? Este un om ca oricare altul. Este un om care iubește natura, în primul rând. Nu, cred că în al doilea rând. În primul rând iubește familia. Familist convins. Cum spuneam, iubesc natura, iubesc oamenii. Faptul că sunt de 8 ani în această unitate poate arăta acest lucru, că mi-am dorit să rămân în mijlocul acestor oameni și trebuie să spunem că la Borcea nu totul este roz, nu sunt orașe mari, nu sunt facilități deosebite, dar în unitate suntem o familie mare și unită. Am făcut ceea ce mi-am dorit să fac și continui să fac ceea ce îmi doresc să fac. Spuneați că în primul rând vă iubiți familia. Credeți că prin meseria pe care v-ați ales-o ați vitregit din punct de vedere al statului alături de familie? Cu siguranță. Cu siguranță. Au fost momente în care copilul începea școala, eu eram la cursurile Academiei Militare. Copilul intra la liceu, eu am venit la Borcea. Termină facultatea, eu tot la Borcea sunt. Da, sunt vitregii, dar faptul că suntem o familie unită, ne-am înțeles unii pe alții și acest lucru a făcut ca să rămânem împreună și să ne simțim bine unii cu alții și să ne bucurăm mai mult, și aici făcând o comparație, ochii care nu se văd se iubesc mai mult, să ne bucurăm mai mult atunci când ne întâlnim. De data asta o să vă întreb altceva. Ce-și dorește comandantul Cătălin Băhneanu pentru baza aeriană 86 Borcea? Îmi doresc ca totul să fie senin, așa cum le place aviatorilor.
să reușim să manageriem ceea ce avem și să ne pregătim pentru ceea ce vom avea. Cred că asta înseamnă totul. Am văzut că la intrare în bază deja un bloc, o clădire este nouă, ați făcut anumite schimbări. Acea clădire este cumva destinată viitorilor piloți sau cadre medicale care lucrează aici? Cu siguranță, acea clădire va fi destinată cazării personalului din bază în viitorul apropiat, personal care va veni în bază și nu are unde să locuiască. Este o clădire care a fost renovată, dar această clădire este doar un mic punct unde noi am intervenit pentru refacere, pentru renovare. După cum ați văzut, în toate zonele din această bază, și aici mă refer la zona socială, zona administrativă, zona operațională, se execută lucrări de mare anvergură, ceea ce înseamnă că în viitorul apropiat această bază aeriană va arăta într-un mod cu totul deosebit și aș putea să spun îmbietor pentru cei care vor să vină să lucreze în această bază. Domnule comandant, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și pentru acest interviu și așa cum spun aviatorii, vă doresc și eu cer senin și în viața profesională, dar și în viața personală. Vă mulțumim foarte mult în numele întregului personal al acestei baze aeriene, care, așa cum am spus, nu are o misiune ușoară acest personal. Nu este foarte simplu să vii la Borcea, dar toate acestea, fiind completate de un proces riguros de pregătire, duce la satisfacții. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc! Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă spun același lucru folosit de către aviatori. Cer senin în tot ceea ce faceți. Numai bine!